Deci săptămâna asta o să fie dieta cu pizza. O să mănânc în fiecare zi câte o pizza și o să vedem cât slăbesc. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi este duminică, fraților. S-a terminat și a noua săptămână din dieta mea. A fost o săptămână nebună, am început-o foarte, foarte prost pentru că duminica trecută, după ce am filmat clipul, am făcut o grămadă de tâmpenii. O să vedeți imediat toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta, iar eu între timp mă duc jos, mă dezbrac, mă cântăresc și apoi ne revedem aici să tragem niște concluzii. Acum fiecare kilogram pe care îl slăbesc o să fie din ce în ce mai greu de dat jos și o să se vadă din ce în ce mai bine. Deja mi se pare că m-am tras la față. Weekendul ăsta am avut musafir și am băut 6 beri. Hai să vă arăt că sunt goale. 6 beri am băut. Hai să vedem acum câte kilograme am. Să văd că trebuie să recuperez. Dacă pot să recuperez săptămâna asta. Săptămâna nouă. Ok, hai să vedem. Să vedem când m-am îngrășat. Am zis că beau o bere și am băut 6, Zuzu. 120,8. Mamă! Am luat 2 kg de la 6 beri. Bă, frate, și am zis că beau una și l-am pus la abțin. Am băut 6. Nu mai gândesc o dată, că nu vine să cred. Tai de capul meu, tot 120,8. De la 118,8. Am luat 2 kg, nu vine să cred. Deci săptămâna asta cred că o să fie pe plus, clar. O să fie pe plus, nu o să reușesc să slăbesc. Dar asta e. Încercăm să facem tot posibilul. Să mănânc mai bine și să nu mai beau tâmpenii. Și am mai mâncat și jumate din cutia asta de ciocolată. De bomboane de ciocolată. N-am mai mâncat niciodată bomboane din astea roșin. N-am mai mâncat de mult ciocolată și faptul că am primit de la musafiri a fost fatal pentru mine, n-am putut să mă abțin. Deci și jumătate de cutie din asta am mâncat. Împreună cu berile, 2 kg. Scurt. Ca mâncare, weekendul acesta cu musafirii am mâncat mici, am mâncat 6 mici cu 6 felii de pâine, cu muștar, cu ketchup. Cam ce am mâncat și săptămâna trecută în weekend, dar totuși nu am pus atât, pentru că atunci am băut mai puține bere, am băut decât o bere. Acum n-am putut să mă abțin, am băut foarte multe. Ok, ce facem acum dacă într-o zi am mâncat mai mult decât trebuia, am mâncat lucruri proaste, lucruri bogate în calorii, lucruri pe care trebuia să le evităm la dietă și am luat câteva kilograme în plus, exact cum am făcut și eu weekendul acesta. Ei bine, nu trebuie să ne înfometăm, nu trebuie să ținem o dietă mai drastică, să nu mâncăm nimic sau să mâncăm foarte, foarte puțin, 2-3 mere într-o zi, nici de cum. Încercați să reveniți la dieta de dinainte, la o dietă sănătoasă în care să consumați multe fructe, legume. Ușor, ușor corpul își va reveni și veți scădea kilogramele pe care le-ați acumulat în perioada de trișare. Iar dacă trișați, încercați să trișați mai puțin, nu cum am făcut eu, să beau 6 sticle de bere, să mănânc 6 mici. Puteam să mănânc mai puțin mici, puteam să mănânc mai puțină pâine, puteam să beau mai puține beri, o bere era suficientă și nu mai ajungeam în situația asta. Deci dacă aveți pofte foarte mari, satisfaceți-le, dar în cantități moderate spre mici. Acum voi mânca pere. Uitați câtă castronă am, cât de multe sunt. Sunt foarte, foarte bune. Am mâncat una. Le-au cumpărat ai mei, nu știu de unde le-au luat, dar sunt foarte, foarte bune și sunt moi așa, sunt zemoase, sunt dulci, au aromă super tare, super bună și fructele sunt foarte bune pentru slăbit, pentru că au puține calorii. Am venit de la sală și mi-am făcut aici o pizza foarte rapidă, în 5 minute, are adică 400 de calorii. Probabil că o să fac rețeta asta până duminică când pun clipul acesta și o să vedeți și cum am făcut-o. Am luat unul de ăsta mare de 6 kg galben. Bagăm și mie un kilogram aici să mănânc. Azi încep ziua cu o cafea, mi-am pus aici două lingurițe de rapiță, de miere și voi pleca la sală. Tocmai am venit de la sală și vreau să mănânc, dar mai întâi vreau să mă pun pe cântar să vedem dacă am mai scăzut ceva după pizzele de ieri. Trebuie să monitorizez mai îndeaproape greutatea, pentru că am luat foarte mult. Mamă, 117,2! Cred că o să-mi fac chiar două pizza pentru că au fost super bune și mi-au ajuns foarte, foarte bine. Dar până atunci o să mănânc fructe. Am aici piersici și pere. Sunt foarte bune și perele sunt moi. Și piersicile la fel. Astea românești micuțe, nu sunt din alea mari. Conțin mult lichid, vitamine, minerale, sunt foarte, foarte bune. Fructele, mâncați fructe foarte multe. Hai să vedem prima masă. Mi-am făcut aici o pizza. M-am făcut și ieri. Ieri am mâncat două, au fost super bune. Tocmai mi-am găsit mâncarea favorită. Și acum că au venit dulciurile astea de la Jim Beam, mi-am făcut aici un mug cake. Și zic că ăștia să-l scoatem.
Hai să-l scoatem, să vedem cum arată. Și l-ai mâncat cu sirop din ăsta, zero calorii. E așa bună drăcia asta că am și uitat de pizza. E super, super bună. Are calorii destul de multe. Are calorii cât o înghețată. În schimb, are foarte multe proteine și mă ajută pentru masa musculară să-mi hrănească mușchii. Adică nu are numai zahăr. Are proteine cât are 100 grame de pui. Și desert. E fantastic. E ora 10 acum și fac clătite. Și aici am și pizza. Încă o pizza. O să fie dieta cu pizza săptămâna aceasta. Nu mi-e foarte foame, dar nu vreau să mai mănânc noaptea, v-am zis, și vreau să consum mai multe calorii acum. Vreau să încerc și produsele astea care mi-au venit astăzi. Și trebuie să mănânc, că am slăbit foarte bine, am 117 kg. Trebuie să mănânc mai mult. Am tras foarte bine la antrenamente și astăzi și ieri. Dacă sunt bune, o să vă zic. Cam așa arată ultima masă. Am scos și pizza, am făcut și astea, unde am ieșit mai brunete. Am și 4 clătite micuțe. Am pus și sos de pancakes, sirop de pancakes peste ele, cu 0 calorii. Și peste pizza am pus ketchup, tot cu 0 calorii. Deci săptămâna asta o să fie dieta cu pizza. O să mănânc în fiecare zi câte o pizza și o să vedem cât slăbesc. Am slăbit foarte mult până acum. Trebuie să mai mănânc și altceva, probabil că o să mai gătească mai când mai să face o ciorbă, dar o să mănânc câte o pizza în fiecare zi, din asta de dietă de 400 de calorii. O pizza normală are minim 1200 de calorii, gândiți-vă că are 500 de grame și din 500 de grame, 300 de grame este numai aluatul. Și aluatul are vreo 300-400 de calorii pe 100 de grame, asta înseamnă 1000-1200 de calorii, numai aluatul. Plus toppingurile, deci ajunge lejer la 1500 de calorii. Și pot să mănânc 3 pizza din astea sau chiar 4. Bine, pizza asta nu e atât de mare, atât de grea, are decât 300 de grame, dar față de 300 de grame de blat în cealaltă pizza normală, eu zic că e ok. Și dacă mănânci 2, sunt 600 de grame, mai mult decât o pizza. Clătitele nu ar avea gustul 100% ca niște clătite normale, dar pizza asta, deci 100% are gustul unei pizza din oraș, garantat. Trebuie să încercați neapărat rețeta asta. Vedeți că am făcut un clip special, l-am pus miercuri, se numește pizza de dietă 400 de calorii, gata în 5 minute. Se face super repede și este super bună. Uitați-vă la clip și o să vedeți exact cum se face. Astăzi n-am mai fost la sală și acum pregătesc două pizza, una pentru mine, una pentru maică-mea. Am fost la Kaufland și am găsit un muș din ăsta super șmecher, are decât 104 calorii și toată chestia asta are 75 de grame. Și mi-a ajuns pentru două pizza. Mozzarella light are 125 de grame și 157 de calorii pe 100 de grame. Este mai dietetică decât cașcavalul ăsta. Ăsta are 228 de calorii. Deci am mai făcut niște economie la calorii. Oricum pizza asta o să iasă sub 400 de calorii, undeva pe la 350 de calorii. A fost foarte bună pizza, i-a plăcut și lui maică-mea. Și aici mi-am făcut un castron din ăsta mare de înghețată. Acum o să mai bag un pic la congelator, vreo 20 de minute, să se întărească bine și apoi o să o mănânc. Tot bolul ăsta de înghețată are decât 300 de calorii. La masă de seară am aici o omletă din două ouă, am pus-o pe o lipie din asta. Am fost la Kaufland și am cumpărat niște lipii din astea. Dar și astea au multe calorii, au 317 calorii. Mi-a lăsat cineva un mesaj, un comentariu, chiar astăzi la clipul cu pizza și mi-a spus să iau din Lidl lipii Graham cu 150 de calorii pe 100, pe lipie de fapt. Dar momentan am cumpărat păstre de la Kaufland, aici am o salată de roșii, fără ulei, mi-am mai pus niște mușchi, v-am zis, am găsit mușchiul ăsta la Kaufland foarte slab caloric. Are decât 75 de grame, folia n-are 100 ca la Lidl și are 104 calorii pe 100 de grame. Asta are 75 de calorii, toată folia asta. Așa, și am pus și două file de cașcaval pentru că îmi permit, ați văzut, am 117,2 kg. Am slăbit destul de bine, o să mă cântăresc și mâine dimineață când mă trezesc. Să vedem cum mai stăm cu greutatea, dacă am mai crescut, dacă nu m-am menținut, dacă am mai scăzut. Am împăturit și asta și o mâncăm cu salata. Acolo maică-mea îmi taie pepene galben pentru desert. O să-l iau sus cu mine la laptop. Și cam asta e tot ce mănânc astăzi. Azi încep ziua cu o cafea, bineînțeles, îndulcită cu miere, de rapiță. Și apoi mă voi duce să mă cântăresc, să vedem cum mai stăm cu kilogramele. Ok, hai să vedem câte chile am. Să mă
mâncăm o ciorbă până pe la sală. E ora 1:30, m-am trezit mai devreme astăzi și mi-este foame, mai am 2 ore până la sală și vreau să mănânc acum ceva. Avem aici o ciorbă cu carne de pui, foarte bună pentru slăbit, așa că mâncați-vă ciorba. Am venit de la sală, acum e devreme, ora 7, am aici o tocăniță, pâine de casă din asta neagră și aici am niște pui. Cu ce tocăniță asta? Am mai băgat o pizza din asta la cuptor, s-a făcut ora 10, e a treia masă de astăzi. Sunt fericit că am reușit să mănânc de mai multe ori astăzi, m-am trezit mai devreme. Pentru creșterea masei musculare este esențial să mănânci de 5 ori pentru a avea rezultate maxime. 5 mese cu proteină, răspândite așa pe parcursul întregii zile. Dar pentru slăbit este necesar, decât numărul de calorii, nu contează de câte ori mănânci pe zi, poți să mănânci o singură dată. Până se face pizza aia o să-mi fac un mug cake în cană, are și asta vreo 250 de calorii. Are și asta proteină, asta o să fie desert. Și cred că o să mai gust și un ficățel de aici. Ok, și pentru a patra masă o să-mi iau mug cake-ul ăsta, am pus aici și niște sirop cu 0 calorii. Mai cum am taie pepene, o să-mi iau un pucastrun ăsta cu pepene. Și o să mănânc peste o oră, așa, o să-l iau sus la mine la laptop. Cam dată nu mai pot un full. Săptămâna asta o putem numi dieta cu pizza, pentru că am mâncat în fiecare zi pizza azuzut. Și am scăzut destul de bine în kilograme. Sper să ajung la 175, adică să mă mențin așa pe la 175, doamne, la 117,5 până ajung duminică să mă cântăresc, să facem cântarul oficial. Am venit de la sală și uitați ce am aici, ce am găsit în magazie. Uitam mai plăcinta cu mere. Dar eu îmi iau apă pentru că mi-e sete și o să-mi iau și niște fructe. Poate o să mănânc niște plăcinta, dar după ce mă cântăresc duminică. De dimineață am băut o cafea cu 2 lingurițe de miere de rapiță și acum mănânc fructele astea. Mi-e sete, am venit de la sală. Nu prea am poftă de mâncare acum, o să mănânc mai târziu. Prima masă ca lumea, bogată în proteine pe ziua de astăzi. Avem aici 3 pulpe, cartofi la cuptor, salată de ardei copt. Ia uitați ce bine arată tava asta, pulpe și cu cartofi. Să aveți poftă și voi dacă sunteți la masă. S-a făcut ora 11 seara acum. Vreau să mănânc o pizza, dar maica mea mi-a făcut ispita asta de prăjitură. De fapt este o plăcintă cu mere. Am mâncat o bucată, am zis că mănânc o bucată și n-am putut să mă abțin. Așa că mi-am mai pus încă 2 bucăți și nu mai fac pizza. Nu o să mai mănânc nimic după aia, o să mă bag la somn. Ok, s-a făcut duminică, haideți să vedem câte kilograme am. Este pe 0 cântarul. Hai să vedem. Nu cred, 117. Mamă, ce mult am slăbit. Să mă cântăresc o dată, mi se pare prea puțin. 117. Da, mă, frate, 117. Super tare! Ok, haideți că am scris și aici pe foaia mea, săptămâna 9, 117 kg. După cum vedeți, am slăbit 1 kg 800 de săptămâna trecută. Am slăbit foarte, foarte mult săptămâna asta. Săptămâna viitoare s-ar putea să nu mai slăbesc, să vedem cum va decurge slăbirea. Am început de la 130,5 kg. În total sunt 13,5 kg. Dacă vreți să vedeți toate clipurile, căutați-le pe acest canal pentru că le-am pe toate frumos aranjate în playlistul Otto Slăbește. Da, fraților, am slăbit foarte mult săptămâna aceasta. Ați văzut, am început cu un handicap, cu un dezavantaj, pentru că am luat 2 kg duminica trecută. De când am mâncat bomboanele cu ciocolată, am simțit nevoia enormă să mai mănânc ciocolată. De când mi-au deschis apetitul pentru ciocolată, acele bomboane, și a trebuit să fac ceva pentru că altfel iarăși abandonam lupta, mă apropii de 116 kg, exact la cât am ajuns și în perioadele trecute de slăbire. Țineți bine minte că de anul trecut, de când am început să slăbesc din ianuarie, am ajuns de 2 ori la 116 kg și acolo am renunțat. S-au făcut 30 de kilograme slăbite, am plecat de la 146 și după aia n-am mai putut să mă motivez, m-am simțit foarte, foarte înfometat, cu foarte multe pofte, de fapt, și am renunțat, nu am mai fost nici foarte motivat și m-am gândit că trebuie să fac ceva cu această perioadă de slăbire, să o ducem la sfârșit, să slăbesc 50 de kilograme, așa că mi-am comandat de la Jim Beam
o grămadă de dulciuri. Mac cake-ul ăla este foarte, foarte, foarte bun. Are fulgi de ciocolată prin el, are gust intens de ciocolată, este gumos, este dulce, sosurile iarăși sunt foarte bune. Clătitele însă nu mi-au plăcut foarte tare, au gust așa de pâine dulce. Iar cu proteina aia mi-am de lucrat să vedem să fac o rețetă de înghețată, pentru că nu mi-a ieșit azi, mi-a ieșit cam apoasă și vreau să iasă tare. Mai am multe kilograme de slăbit, mai am 21 de kilograme și trebuie să stau motivat și să-mi satisfac și gusturile de dulciuri, în principiu înghețată, ciocolată, trebuie să mi le satisfac pentru că altfel renunț și după aia iar îmi îngraș 10-12 kg, 15 kg și trebuie să o luăm de la casă. Așa că săptămâna viitoare, dacă totul merge bine, o să ajung la 116 kg, o să se facă 30 de kg slăbite din nou, a treia oară cred. Pot spune că dieta adevărată de-abia de acolo începe, deja au trecut peste 2 luni de când sunt la dietă și acum este foarte important să stai cât mai motivat și să nu-ți iei amintea razna, să renunți și să te bagi în dulciuri. Trebuie să mănânc în continuare multe fructe, multe legume. Vă sfătuiesc și pe voi să faceți același lucru dacă sunteți la o perioadă de slăbire, pentru că au un conținut foarte scăzut de calorii, vă hrănesc corpul, au foarte multe minerale și vitamine, au un volum foarte mare pentru câte calorii au ele, așa că o să vă lărgească și stomacul și senzația de sațietate o să fie mult mai ok. Pentru cei care fac și sală și vor să pună și masă musculară, optim, recomandat să pui cât mai multă masă musculară este să mănânci 4-5 mese pe zi, la un interval oral de 3-4 ore, 5 ore maxim. Bineînțeles, toate mesele trebuie să conțină 20-30 de grame de proteină. Și astfel mă asigur că mi-ating și necesarul de proteină pentru dezvoltarea masei musculare și pot să și slăbesc în același timp. E un fel de recompoziție corporală. Eu mă pregătesc în fiecare zi psihic și încerc să mă motivez în fiecare zi și să vă inspir și pe voi dacă aveți nevoie să slăbiți, să vă ajut, eventual dacă aveți vreo întrebare, să o lăsați în secțiunea de comentarii. Am văzut că mă motivează foarte, foarte tare când apar noi comentarii, când îmi scrie lumea și lucrul acesta mă motivează foarte tare să nu renunț. Așa că v-aș rămâne recunoscător dacă v-ați abonat la acest canal și ați activat clopoțelul de notificări. Dacă v-ați uita în continuare la perioada mea de slăbire să vedeți ce mănânc în fiecare săptămână și cât reușesc să slăbesc, dați și un like la clipuri, lăsați și un comentariu, eu voi citi toate comentariile și vă voi răspunde și haideți să slăbim împreună, pentru că mai este puțin din vară. Iar acum, când este cald afară, este cel mai ușor să slăbim, așa că trebuie să profităm de clipele acestea, de lunile care ne-au mai rămas și să încercăm să mâncăm cât mai sănătos, cât mai slab caloric, să facem cât mai multă mișcare, să transpirăm cât mai mult, să facem cât mai mult efort. Eu am tras foarte bine la sală săptămânile acestea, pentru că, repet, am fost foarte motivat. Am văzut că v-a plăcut rețeta de pizza, o să mai mănânc pizza, o să vă arăt bine între toate mesele. Cred că nu o să treacă nicio săptămână de acum încolo fără să mănânc pizza, pentru că mie mi se pare că îmi păcălește așa creierul, arată foarte mare, cât toată farfuria, cât o farfurie mare și îmi păcălește creierul, am senzația că mănânc foarte mult, dar de fapt sunt foarte puține calorii. Și mă satură, nu știu, mă simt bine, m-am simțit super bine săptămâna aceasta, am putut să fac antrenamente super puternice, să dau tot ce mi-e bun acolo din mine în sală. Până duminica viitoare, dacă o să mai am și alte rețete de împărtășit cu voi, cu siguranță voi mai scoate clipuri și în timpul săptămânii. Iar duminica viitoare ne întâlnim tot pe acest canal, să vedem împreună ce am mai mâncat, câte kilograme am mai slăbit și cum o mai duc. Eu sunt Otto, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat, ceau!